Dar mi-e ciudă că n-am șomaj la meseria asta. Aole, stai că vine unul. Azi, păpușă! Uuuu! Bună, fica mea! Dar de unde vii, băiatul meu? De la carnavalul lui Batman? Fica mea, domnul să te ajute. Hai, intră puțin în mașină, tu vreau să stăm de vorbă. Fica ta? Păpiță, dar și tu o cunoști pe mama? Boss, de vorbă, de nevorbă, eu tot banii aia țiau, să știi? Da, da, fica mea, da, hai, intră. Ia zi, popi! Cum te numești, fica mea? Dacă mai zici mult fica mea, o să încep să-ți cer pensie alimentară și alocație, că deja n-am avut-o când era mică. Da, dar pentru asta trebuia să merg la școală. Hai, lasă-mă cu morala! Ia zi, cu ce începem? Fica, tu te rogi de obicei? Nu neapărat că mă rog, dar mai mult stau în genunchi, dacă înțelegi ce vreau să zic. În sensul că dacă știi vreo rugăciune, de exemplu, îngerașul meu, care e ușoară, pe aia o știi? Aaa, pe aia da, o zic în fiecare zi când vin la muncă, dar numai că e puțin modificată, e după mine așa, Gianni îngerașul meu, așa se numește. Bine, spune-o cum o știi tu. Gianni îngerașul meu, vezi la acel derbedeu, că s-a luat de fata ta, du-te și îi rupe fața. Ele mic, ce ești mai mare, care-i pun, care-i picioare și la coaste lovește. Dar vezi fața, ioverește, și pe fată o crotește. Tu ești cel mai mare pește. Te pup, Gianni. Te știe! Fica mea, tu ții post? Eu post? Păi pe fișa mea de post scrie că eu trebuie să bag în gură fiecare zi carne. Pe curvicul meu vite! Dar să știi că uneori este foarte important să nu mănânci carne, să treci pe verdeață, să-ți cureți corpul, este esențial. Bă, popi, cu verdeața asta ta, dă-te în spanac! Păi lauzi atâta verdeața aia de parcă ești pupii marinarul! Să moară jubilat! Mai întâi aș dori să te spovedesc. Putem să jucăm și șoptica, eu n-am probleme. Spune-mi, te rog, ce păcate ai. Bus, eu nu am niciun păcat. Dar mă gândesc la tine că e păcat să stai așa degeaba de vorbă și să nimic. Că eu tot banii aia ți-i iau. Știi cum e? Vorba lungă, scurtă. Apropo de asta, fica mea, spune-mi, te rog, ai prea curvit? Busule, dar tu întreb dacă șoferul conduce, măcelarul dacă taie carne și pe mine dacă o bag în gură? Păi normal că am prea curvit, că dacă doar curvesc, mi se banu. Dar de furat ai furat vreodată? Odată mi-am furat-o de la un tirist, dar i-a dat Gianni la joale de ieșit și rugăciunea aia. Eu totuși simt că tu ai un suflet bun. Zi-mi, te rog, sincer, ce te frământă pe tine? Dar astea la muncă mă frământeau. Fica mea, lăsând la o parte fața asta caterincoasă, fii o secundă sinceră și spune-mi, ce te supără cu adevărat? Boss, ca să fiu sinceră, am și eu supărările mele, adică meseria asta nu e totul lapte și miere, cum se... Sunt și eu supărată, adică te bate vântul, te bate ploaia, te bate Gianni, vrăjeala trebuie să meargă. Pe lângă asta, eu sunt meseriaș. Eu chiar am talent, eu știu să cânt. Dar ce am observat eu este că în industria muzicii, bă, nu se mai face prostituție de calitate. Plus că trebuie să dai 50% la impresar, la Gianni dai doar 40%. Ca să nu mai zic că și pandemia asta mi-a stricat afacerea. Am încercat să fac prostituție la domiciliu, să lucrez de acasă. Ca la AliExpress era. Ce comandai, ce-ți venea acasă? Comandai negru, îți venea alb, comandai S, îți venea M, comandai viu, îți venea Ilescu, comandai bărbat, îți venea trăistariu. Greu, greu! Of! Bă, părinte, așa că hai că s-a trecut ora și trebuie să-mi dai 100 de lei. Da, fica mea, ai dreptate. 100 de lei trebuie să-mi dai. Ce? Eu trebuie să-ți dau 100 de lei? Da, fica mea, pentru că 200 de lei spovada minus 100 de lei că trebuie să-ți dai eu ție, 100 de lei trebuie să-mi mai dai. Păi tu ai venit la mine, bus! Păi da, că de când s-au închis bisericile căutăm și noi clienți pe teren. Crezi că numai la voi e greu? Bă, popi, lasă vrăjeala, dar mă faci pe mine de bani? Vezi că îl chem pe Gianni. Bă, îl chem pe Dani. Oh. Hai, marcă banul și am plecat. Și tot și cu banii luați, iar. Al drecu preoții ăștia iau bani și de pe curve. Și eu credeam că Gianni-i pește. Gata, știu, mă reprofilez. Alo, Gianni! Ia zi, mă! Cum stă îmbrăcat în negru? Cam afacere pentru tine bănoasă! Și tot așa, fără taxe!